Voi nativ vărsător sau cu ascendentul vărsător, nu știu de ce sunteți voi un pic supărați așa pe lume. Posibil opoziția asta care se formează în aceste zile dintre Pluto la voi în ogradă pentru prima oară cu Mercur în Leu, prima astfel de opoziție din toate timpurile, s-ar putea să vă aducă în fața lumii, bine să spun, în gura lumii, mai bine zis. Sunteți atacat, judecat, criticat, intimidat, se spun niște vorbe la adresa valorii voastre, ba chiar s-ar putea să vină niște vorbe la lucrurile de care sunteți voi mai mândru. Mamă, ce tare sunt eu! Și credeați în asta, dar tocmai acolo s-ar putea să fiți afectat, criticat. Vă simțiți cel mai frumos om din lume și vine unul și vă spune o trăznaie despre cum arătați că vă lovește în moalele capului. Că nu v-ați aștepta la asta. E, probabil pe unii o să vă pună un pic pe gânduri. De ce spun unii așa ceva, dar pentru alții devine obsesie? Voi credeați că ați slăbit 5 kg și ce bine arătați și vine un nei ca nimeni acolo care vă zice, voi, dar ce te-ai îngrășat. Dar aia vă rămâne, nu cele 5 kg pe care le vedeți voi la voi. Și probabil așa or fi. Vă rămâne piticul ăla de pe creier pe care vi-l aruncă cineva clar pe nedrept. Ba chiar poate fi și o răutate acolo. Poate fi un atac la persoană, la lucru cel mai frumos de la voi. De-aia nu puneți la suflet. Unii s-ar putea să alunecați în extrema înaltă, cu depresie, cu insomnii, cu mamă, ce a putut să spună ăla, ce gogomanie a putut să spună. Dar în loc să vedeți adevărul, că nu e așa ce a spus ăla, că poate fi doar o răutate, o invidie, un atac, o luați drept etalon la adresa voastră. Și o vreme, probabil, o să vă judecați prin ochii acestui om care clar că a fost un răutăcios, un invidios, un mândru. Are el ceva mai grozav decât voi și normal că dă în stânga și în dreapta ca să-și asigure lui întâietatea. E intimidarea adversarului. Voi sunteți un adversar pentru cineva. E o competiție acolo. Care pe care? Care e cel mai grozav? Că e la serviciu, că e în iubire, că e în afaceri, că e ce-o fi. Normal că cineva încearcă să vă dea jos de pe pedestal. Dacă aveți acolo un motiv pentru care vă mândriți și vă lăudați și vă simțiți bine. Poate fi un succes profesional și vă vine să vorbiți la toată lumea. Acolo vine cineva și vă comentează jos la comentarii pe YouTube, metaforic vorbind. Vă întristează, mai ales că este și o perioadă cu puternic impact emoțional. Aveți tendința de a vă estima valoarea prin modul ăsta, judecata acestui om. Sau poate nu e om, poate e o întreagă grupare. S-ar putea să aveți surpriza neplăcută că nu sunteți plăcut de toată lumea, că nu sunteți popular în ochii tuturor. Că nu vă iubește toată lumea, că mai aveți și inamici pe acolo care abia așteaptă să vă prindă cu ceva și să se lege de un nimic, de un detaliu nesemnificativ. Dar știți cum e cu detaliu nesemnificativ? Tocmai acolo cad ochii. Nimeni nu vede, dar de acum voi numai la povestea asta pe care cineva vi-o aruncă așa, cine știe, cu câtă răutate și vă afectează. O să vă treacă, evident că o să vă treacă. O să vă dați seama în curând că, pentru că vor mai fi astfel de atacuri, vor mai fi opoziții cu care nu v-ați mai confrunta niciodată, că e Pluto pentru prima oară în zodia voastră și în punctul diametral opus, opozițiile nu s-au mai produs. Iar punctul diametral opus sunt oglinda. Oamenii care vă arată ceva. Uite! Cum ești tu, zice cu tare. Dar nu e adevărat ce zice cu tare. Pentru că cine zice lucrul ăla e din propria lui frustrare, din propria lui nefericire, din propria lui neîmplinire. Dacă el n-a reușit, dă cu roșii în cine are ocazia. Și pe voi vă prinde acolo într-o zonă sensibilă, fragilă, vulnerabilă și vă afectează. Dar o să vă treacă.